pasete dentare, desigur. Dar când și de ce? Astăzi vreau să vă arăt câteva cazuri realizate în clinica dentalist cu ajutorul fațetelor dentare. Teoretic, când sunt indicate fațetele dentare? Atunci când facem modificări de formă, volum și culoare a dinților. Adică, ai dinți prea mici sau ai spații pe care vrei să le închizi cu fațete. Sau, dinții sunt foarte diferiți ca și culoare între ei. Sau sunt foarte închiși la culoare datorită unor colorații de tetraciclină sau florozei pe care ai dobândit-o de mic. Din vari motive. De asemenea, am spus și modificări de formă. Atunci când nu-ți place forma dinților tăi și vrei să le aduci o modificare, folosim fațete dentare. Legat de numărul de fațete dentare, există mai multe variante. Se poate pune o fațetă pentru un dinte care te deranjează din vari motive, cele menționate anterior, formă, volum, culoare. Sau se pot pune 4 fațete, 6 fațete, 8 fațete, 10 fațete, o arcadă întreagă sau amândouă arcadele. Toate aceste numere variază în funcție de rezultatul pe care dorim să-l obținem și, bineînțeles, de raționamentul financiar și de posibilitățile pacientului. Există situații în care putem să facem un maxilar, adică să facem 8-10 fațete pentru partea de sus maxilar. Pacientul se bucură de zâmbetul pe care l-are, e încrezător, e mult mai fericit și hotărăște peste 3-6 luni, un an, că dorește să-și fațeteze și dinții de jos. Se poate lucrul ăsta, dar este recomandat să nu vă puneți 4 fațete pe o arcadă, după care să mai completați încă 2-3 fațete pe fiecare parte, pentru că poate fi mai dificil de obținut aceeași nuanță, aceeași reflexie a luminii, aceeași structurare a culorilor, așa încât ele să arate perfect identic. Se poate, dar e mai greu de făcut lucrul ăsta. Și acum aș vrea să trecem prin niște cazuri pe care medicii specialiști proteticieni de la Clinica Dentalist le-au realizat în timp. Este foarte important să țineți cont că nu sunt niște cazuri ideale, sunt niște cazuri reale. De ce spun real și nu ideal? Sunt unele cazuri în care noi am fi recomandat poate un număr mai mare de fațete, dar am hotărât de comun acord cu pacientul să facem mai puține fațete din rațiuni financiare poate și poate de faptul că acum nu era pacientul hotărât să facă tot acest demers extins de modificarea danturii. Rezultatele sunt foarte, foarte bune. O să vedeți și voi acum. Începem cu o doamnă foarte dragă nouă. Dumnea ei a optat pentru fațete full mouth, adică 20 de piese. 10 fațete sus, 10 fațete jos. Practic a îmbrăcat toți dinții. Nu are rost să vă mai spun că rezultatul este spectaculos, uniform. Uitați-vă ce textură au dinții. Când zic textură, mă refer la relieful de pe suprafața dinților. Uitați-vă culoarea dinților, care este deschisă, dar totuși foarte naturală, și merită să menționăm și transparentul ușor care apare la marginea incizală, adică la vârful dinților, care mie îmi place foarte, foarte mult. Apropo de transparență, este un subiect destul de controversat. Am primit mesaje sau întrebări din partea celor care ne urmăresc legat de cum ar trebui să arate un dinte. Din punctul meu de vedere, și credeți-mă că este punctul de vedere al medicilor, nouă ne place foarte mult transparentul de la baza dinților, care arată naturalețe. Sunt mulți pacienți care nu își doresc dinții cu această transparență sau naturalețe și care își doresc dinții mați. No problem, facem dinții mați. Vă arăt între cazurile pe care le-am tratat la dentalist, atât pacienți cu fațete mate, mate în sensul de aceeași culoare uniformă fațeta, cât și pacienți care au fațete cu transparență. În cazul de față, am folosit 4 fațete la pacienta despre care povestim. Bineînțeles, s-a tratat caria mică pe care o vedeți aici pe canin și s-au pus doar cele 4 fațete pe dinții din față. Pentru că pacienta avea carii pe suprafețele dinților, nu era mulțumită de aspectul lor, avea și niște plombe care nu au rezistat atât de bine în timp și atunci, pentru că își dorea un zâmbet frumos, natural, am decis împreună cu ea să montăm doar 4 fațete și uitați-vă ce rezultat extraordinar am obținut. Natural, frumos, minim invaziv. Altă pacientă, tot așa, cu probleme cu carii la nivelul dinților frontali, am făcut un tratament minim invaziv și am pus minimul de fațete necesare pentru a obține maximul de rezultate estetice, 6 în situația de față, de la canin la canin superior. Rezultatul este foarte natural, ea a fost foarte mulțumită și entuziasmată de textura dinților.
și observați că spre marginea incizală, adică spre vârful dinților, apar ușoare transparențe naturalețe despre care vă povesteam. Aici am pus 8 fațete dentare pentru modificări de formă ale dinților. Observați că sunt diferite forme pe care le au dinții. Pacienta nu era mulțumită cu aspectul estetic overall, general, și atunci a dorit o uniformitate a dinților, cât și a culorii, pentru că, raportat la discuția pe care am avut-o anterior, fațetele sunt mate. Mate în sensul că este aceeași culoare pe toată suprafața fațetei, nu există transparentul de care povesteam. 8 fațete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rezultate foarte naturale, aceeași formă proporțională a dinților și culoare fără transparent incizal. Frumos, nu? Un caz care mie mi-a plăcut foarte mult și nu numai mie, ci și pacientei și doamnei doctor Marinescu care s-a ocupat de caz. Pacienta a dorit să aibă dinții mai uniformi ca și volum. Observați că dinții sunt diferiți ca și volum, ca și linia marginilor incizale. A avut niște plombe destul de mari ca volum și nu atât de estetice pe suprafața dinților. Și atunci și-a dorit ca dinții să arate foarte frumos. Am ales o culoare deschisă. Nu am ales o suprafață a dintelui plană, lucioasă, ci observați că are niște reliefuri foarte naturale, exact așa cum arată dintele nostru în mod normal. Foarte frumos, superb, aș zice. Aici au făcut 12 fațete. Practic, pentru că pacienta are zâmbetul atât de larg, ea include 12 dinți atunci când zâmbește și a decis să îi acopere pe toți pentru a avea zâmbetul ideal. Pacienta era supărată de strungăreața pe care o avea între dinții de sus, așa că am optat pentru 6 fațete, minimul necesar pentru a obține maximul de estetică. Am închis spațiul pe care l-avea între dinți și pentru a fi uniform am ales 6 fațete. Avem aici un caz wow la un domn care a venit pentru o refacere a întregii danturi. Este un caz mai complex unde am pus și implanturi, am pus coroane pe implanturi, am pus fațete sau coroane. Observați că dinții erau foarte tociți și au trebuit refăcuți. Așa că acesta este aspectul final. Domnul și-a dorit și un zâmbet foarte alb și strălucitor. And here it is. Aveți multe opțiuni pentru a ajunge la zâmbetul pe care vi-l doriți. Fie că sunt 4-6 fațete, fie că sunt 20, culoare albă, natural, orice vă place vouă, așa încât să fiți încrezători în zâmbetul vostru. Discutați cu medicul vostru, fiți deschiși, așa încât să ajungeți la sfârșit la rezultatele pe care le-ați visat. Like, share, subscribe și ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să zâmbiți!